Eric, te întorci în Ucraina după ceva vreme, atunci n-a fost o aventură tocmai frumoasă pentru tine, acum? Mă întorc undeva unde n-am avut o experiență așa de bună, dar merg cu gândul că putem să scoatem un rezultat bun. Chiar știu cum joacă ucrainienii și cu siguranță ultimele meciuri pe care am făcut-o, cred că lumea a văzut că încercăm cât mai mult să ajungem sus. Din păcate, acum ultimul meci cu Steaua am lăsat să ne egalezi, dar eu sper cu tot că situația în Ucraina va fi diferită. Așa că, primul rând, și friga acolo va fi mare, mai mare decât aici, dar trebuie să reușim să trecem peste asta. Ne faci mândri că suntem români? Asta am încercat de când am intrat în Europa League, dar eu cred că mândria înseamnă mai mult decât o victorie. Așa că lumea a văzut câte dăruiri am făcut și noi pentru țară și eu cred că tot așa ești mândri de noi. Sună frumos, Eric, de România? Asta nu sunt eu care trebuie să-l zic, așa că îmi place ideea, dar mai avem puțin și asta se va realiza. Te consideri un brand național? Am spus, lumea zice, nu eu, așa că dacă consider sau nu, cred că puțin contează, așa că eu încerc de fiecare dată să fiu eu în primul rând și să nu mă schimb niciodată și dacă rămân tot așa, cred că atunci pot deveni un brand pentru România. Poporul oltean e mândru de tine. Mă bucur pentru asta și eu cred că asta e tot datorită de o muncă care am început aici cu ajutor colegilor mele și eu mă bucur că și în Ardeal sunt iubit și în Oltenia. Parcursul vostru în aceste 4 meciuri, cum ți se pare, v-a mulțumit jocul măcar pentru că rezultatele clar nu au fost de partea voastră? Da, cum am avut acum în jocurile astea mai multe înfrângere, o să vină și odată victoria, așa că e clar că dacă nu câștigăm, nu suntem mulțumiți, dar trebuie să rămânem încrezători. Odată va ieși, eu am spus mai devreme că presiunea era mare pentru mine, că nu am dat golul și a ieșit. Iasă natural, victoria, golurile, așa că dacă aș bate 1-0 acolo și nu contează cine să dea golul, cred că o să fiu cel mai mulțumit. Așa că trebuie să rămân încrezător. Norocul nu prea ați avut. Da, cred că noroc contează cel puțin. Contează mai multă atenție, mai multă dăruire. N-am fost atent, n-am finalizat. La meci cu Fiorentina mai erau 5 minute până o victorie istorică și n-am reușit. Eu cred că e mai multe vorbă de neatenția noastră. De experiență? Lipsă de experiență în cupele europene? Poate da, poate nu. Așa că suntem o echipă tânără în Europa League și poate mulți dintre noi nu o să mai aibă ocazie de a juca Europa League, așa că prin cei mai tineri cred că a fost un pas mare și să aibă experiență pentru următoarea ocazie. Meciul Stelei de aseară l-ai văzut? Da, m-am uitat. Din păcate nu au reușit ce au propus Stelei să învingă pe Schalke, au avut ocazie. Da, asta e. Poporul trebuie să fie mândru pentru că mai puțin de un an Steaua a ajuns în sfert de finală în cupele europene, au învins pe Chelsea acasă, au eliminat Ajax și acum ajunge și în Champions League, dar deocamdată nu a putut să facă față. Cu siguranță la anul sperăm să avem mai multe reprezentante în UEFA și să facem față. Vedeți vreodată pandurii sau vezi vreodată pandurii în UEFA Champions League? De ce să nu visăm? Orice jucător dorește să joace UEFA, așa că trebuie să rămânem încrezători. Ne batem la campionat, campionatul e lung, mai avem un retur, așa că vom fi încrezători pe la capăt. Dar nu vei fi în Champions League? În Europa Champions League? Dacă trăiesc până la anul, mi-aș dori, sincer. Dar de vreme să povestim. Și că n-am avut o experiență așa de bună în Europa League, trebuie să muncim mai mult ca să ajungem UEFA. Mulțumim! Mersi și eu!